Salut și eu, am găsit la un nou episod din Săvrăhat. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu următorul nivel. Vreau să aflu mai multe despre această poveste. Hop. Așa. Până aici e bine. Hai să-mi iau alt pistol ca să avem gloanțe. Ăla are shotgun. Tragem și ne retragem. O să trag acolo că la fugim coace. Așa. Ne ferim de glonțul ăla. Direct în cap, frumos. Și ăla văd că stă nemișcat, așa că glonțul ăla ar trebui să-l nimerească foarte bine. I-am blocat un glonț cu pistolul. Așa, și acum ușurel, ușurel. L-am nimerit? L-am nimerit. Faza e că se spawnează ăștia în spatele meu acum. Și nu uitați, dacă vă place Săvrăhat și vreți să continuăm cu mai multe episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like. Și vom continua. Ia uite ce e aici. Mai am gloanțe oare? Doamne, ce m-a speriat ăsta. Am zis că gata, sunt mort. Stare shotgun și o să pune și ăsta arma la ochi. Shit, mai am muniție. Dă-mi arma. Luați de aici, băieți. Hai că am mers, îi dau una lui ăsta, îi fur pistolul. Și mai e unul. Hai să vedem câți mai sunt. Nu, a mers. Super hot. Stai că ne deconectăm iarăși din sistem. V-am zis, sunt într-un fel de realitate virtuală aici. Ok. Și ce zice? Nu ne-am ținut cuvântul. Practic ne-a pus să promitem că nu o să mai jucăm, să nu mai intrăm în această realitate virtuală. Și să vedem. Undeva acolo suntem noi. Și noi acum putem să ne vedem din realitatea virtuală pe noi. You know the way. Știi calea. Probabil pe aici. Să fie ciudat că o să ne vedem. Wow, ia uite. Uite-ne pe noi acolo. Uite, ăla suntem noi. What? Uite. Întorc capul într-o parte și în alta întoarce și ăla. Și cum reușim să facem chestia asta? Practic, dacă noi ne omorâm din realitate virtuală, ne omorâm pe noi. Ok, asta e foarte ciudat. You will learn. O să înveți. O să înveți pe calea cea grea. Pot să mă bat singur. Cum, totuși? Cum poate caracterul din realitate virtuală să te rănească în viața reală? Cum îți e capul? Doare? Ar trebui. Te comporți ca și cum ar fi o jucărie. Nu e o jucărie, nu e un joc. E un tool. Un tool? Și că nu ne putem controla. Nici măcar nu scriu eu aceste cuvinte. Într-adevăr, eu acum când apăs pe tastatură scriu ceva la întâmplare. Și scrie el ce vrea. Nu știu ce să fac. Ok. Ce ne zice? Ba da, chiar știi. Poți să pleci. Ai suferit o traumă la cap. Du-te și caută un medic. Ok. Și că aici s-ar termina. Hai să apăsăm din nou. Și că am vorbit despre asta, să nu mai pornești jocul. Ok. Super. Hot. Văd că e continuare aici cumva. Mă întreb ce ar trebui să facem. Că vedeți că nu mă mai lasă? Vreau să apăs din nou pe el. Mă gândesc că poate ai ceva de apăsat pe aici mai degrabă. Sau trebuie să aranjez astea cumva. Replace? Nu merge nimic? Read me. What the fuck se întâmplă? Apps, demos.
Nu merge nimic. Setări. Quit e singura variantă. A. Ține minte. Ne uităm. Te privim. Ce se întâmplă? Nu mă pot opri. Super hot, super hot. Încă te mai joci jocul ăla? N-am niciun control. Și toate mesajele mele se schimbă în super hot. Se pare că te joci prea mult. Se pare că nu pot controla nimic și în momentul în care dau enter scrie doar super hot. Ce se întâmplă? E un mister. Și e interesant cum a făcut jocul ăsta să-ți iasă din joc. Singura opțiune să fie să ieși din joc. N-am mai văzut așa ceva până acum. Vreau doar să mă întorc înapoi în joc, zice caracterul nostru. Cum îți dorești, te băgăm înapoi în joc. Ok. Băi, interesantă povestea. Chiar interesantă. Intrăm la loc? Oh, 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 pot să mă mișc pe aici. Foarte ciudat, pot să mă mișc pe aici. Pot să merg tot înainte. Nu știu unde sunt. Wow, suntem în celula aia. Sistemul o să-ți dea drumul, o să te elibereze. O să mă elibereze sistemul? Sistemul o să te contureze. Pot să sar. Oh, oh. Click. Super? Hot. Mă învață să zic super hot. Super hot. Oh my god. Super hot. Super hot. The mind is software. Mintea e software, zice. Asta e cea mai ciudată chestie pe care am văzut-o până acum. Leave this body to hot switch enemies. Wow, poți să te duci din inamic în inamic acum. Mintea ta se transferă dintr-un om în altul. Hot switch not ready. Ah, trebuie să ți se... Ok, deci poți să folosești chestia asta la un moment dat, dar nu e gata încă. Foarte interesantă chestia asta. Mă, cât de tare e jocul. Deci pe noi ne-a aruncat pe geam și acum dăm așa. Și noi nu mai suntem ăla. Luăm tastatura și dăm cablul ăsta. Plăsc. Bută. Și dacă cumva întâmpinăm probleme, mă schimb pe ăla. Și acum ăștia toți trebuie să se întoarcă. Ce tare e că poți să te schimbi așa. Holy fuck. Asta schimbă toată mecanica jocului, practic. Under construction. Uite, m-am schimbat pe ăsta. Și acum am acces aici la arme și la tot felul de chestii, știi? Adică... Luăm shotgun-ul. Fuck. Hai, încercăm din nou. Mă schimb pe ăsta. Da, dacă te schimb nu-ți dă arma, ți-o strică. E intenționată faza ca să nu abuzezi de chestia asta într-un fel. Ia de aici? Nu! Ok. Ce avem noi nevoie? Uite, o să iau asta. Și o să încercăm să facem switch. Mai e vreunul? Mai e unul cu lopata. Vine pe mine cu lopata, omul. Ia mă de aici. Că-ți dau cu lopata asta în cap. Mi s-a stricat lopata! Nu! Frate, sunt așa mulți! Hai să vedem ce putem să facem. O să luăm ăsta. Și cred că o să-i aștept aici să vină, pentru că mi se pare o variantă mult mai bună decât să mă duc eu acolo. S-a venit primul, pachinom shotgun-ul și un shot în față. Ei, și acum trebuie să ai grijă dacă se răspunează în spatele tău. Ăla de acolo de jos, vă, care și el o armă, a început să tragă shotgun. Și trebuie să ne folosim de hot switching. În momentul în care simțim noi că trebuie să facem schimbarea către un nou corp, exact asta vom face.
Cred că o să mă duc pe ăsta. Iau shotgun-ul ăsta de aici. Hop, și uite-l pe ăla deja cum trage mine. Gata, l-am dat jos. Și mai e unul sus. Direct. Trebuie să îl fi omorât, dar văd că nu. O să schimbăm pe... A, n-am hot switching-ul ready. Și nici posibilitatea de a-l omorâ nu mai am. Hot switch-ul e ready, hai. Unde e? Hop. Perfect. Faza e că asta îmi scoate arma. Și am impresia că mai e unul pe aici cu armă. Hot switch-ul e ready. Bun, trebuie să avem grijă acum cum tragem. E destul de complicat, dar... Hop! Cred că i-am luat pe amândoi. Holy fuck, i-am luat pe amândoi. E, acum e acum că nu știu de unde o să se spawneze. Ha? Uite-l. Gata, s-a zis cu voi. Bun. E tare că poți să vezi și un replay la sfârșit să vezi cum ai făcut, dar... Na. Tough day. A, aici lucram noi. Am luat geanta și poc! What the fuck, ești la muncă și vine unul și îți trage un shotgun în față. Devine din ce în ce mai greu, dar până la urmă, ăsta e apelul jocului. Să fie un challenge. Și, bineînțeles, vei face nivelele de câteva ori până când le înveți și îți dai seama cam ce ordine ar trebui să... În ce ordine ar trebui să-i omori pe ăștia. Dar e fun, e foarte distractiv. Imaginați-vă jucând acest joc cu VR. Adică cu realitatea virtuală. Doamne, cred că e genial. Să aveam un rifle. Doamne, câți sunt. Uitați-vă și voi câți vin. Foarte mulți. Tough day. Nici bine n-am ieșit. Ok. Să-mi iau valiza. Și să o arunc în ăla prima dată. Cum? No, no, trebuie să găsești o ordine. Cred că mai degrabă arunc în ăla. Fugim, uite așa. Și luăm ceva care să aruncăm în cineva. Hop. Shotgun. Bun, și acum e acum pentru că nu știu din ce parte o să vină. You're fired. Ești dat afară. Oh, se spunează băieții răi. Și nu mai am muniție. Dar am făcut roz în pistol. Ah, ăla cu mitraliera vieții lui. Ok, hai să vedem. Arunc în ăla. Merg, am luat pistolul, îi dau una, da? Bun. Până aici totul frumos. Ăla, shotgun în freză. Un shotgun glonț în freză. Ăla. Bun, și mi-a dat statusul de you're fired. Don't lose your head, nu-ți pierde capul. A rămas fără muniție. Oh, ia uite-l pe ăla. Îl văd prin... Îi vedeți arma? Îi văd arma prin perete. Nu! Doamne, ce aproape era să mă omoare. Nu se poate așa ceva. Oh my god. Ok, luăm ăsta. E un calculator. Direct în cap, luăm shotgun-ul, tragem. Glonțul vine, da? Bam! You're fired. Shotgun. Ăla a luat arma de pe jos. Vine. Vine. Faza că și cam trag înainte. Nu știu dacă ați văzut uneori. Încerc să mă mișc. Perfect. Nu mai am muniți. Shit. Ok, e un rifle pe jos. Dar n-apucăm să-l luăm. Shotgun-ul. Am reușit, nu vine să cred. Super hot. O să-ți rămână în memorie chestia asta cu super hot la un moment dat. Wow, ce e asta? E creierul operațiunii, cred. Vedeți că e ca un creier, arată ca un creier, cel puțin. Ești unealta noastră acum. Te vom folosi să distrugem inamicul. Aparent. Încă nu știu despre ce e vorba cu povestea asta. Vrei mai multe detalii? Da. Wow. Mulțumesc de detalii. Am înțeles tot. Get to work. Eventual puteți să puneți pauză pe video să vedeți dacă reușiți să citiți ce a scris acolo, că a scris foarte repede și n-ai cum.
Last call, ultimul apel. Plusc. Plusc. Dai cu ce ai, până la urmă. Problema e că toți au arme și tu pornești cu un simplu telefon. Să iei arma de pe jos și tragi. Și acum, plusc și tragi. Și e ăla cu rifle-ul, care de obicei ăla cu rifle-ul stă pe loc pentru că n-are cum altfel. Nu! Wow! Mamă, cum trec gloanțele pe lângă mine, glumești? Nu știu ce să fac. Mă feresc de gloanțe aici, dar faza e că ei nu mai vor să vină încoace. Da, no, n-ai șanse, e mult prea complicat. Valiză. Trebuie să te uiți după o metodă de a face chestia asta. Ar fi dau ăla una. Îmi dă pistolul, da? Pistol. Și pe asta pistol. Arunc pistolul în ăla și îl iau pe ăsta. Pe care ăla îi dăm un headshot. Se spunează oamenii ăștia aici. Ăla cu rifle trebuie omorât în primul rând. Ăsta la acum. Și am să spuneze pe partea cealaltă. Era bine, era bine. Aproape reușisem. Hai să facem ordinea asta, da? Iar unglul ăla așa. Trec niște gloanțe. Iau ăsta, da? Ăla și-a luat rifle-ul înapoi. Headshot. Să-i dau lui ăla pistolul. Oh, bun. Vom încerca nivelul ăsta în episodul următor, da? Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!